v-am regăsit. ASEA Târgu Mureș a obținut miercuri seară cea de-a patra victorie consecutivă în play-off-ul seriei a doua din Liga a doua. Jucătorii pregătiți de Adrian Falub au câștigat cu 1-0 la Bistrița, unicul gol al meciului fiind înscris de Usman Ndoi, în minutul 80 din penalti, în urma unui fault obținut de Amauri. Cu 4 victorii din 4 partide în play-off, ASEA Târgu Mureș se află pe primul loc în clasament cu 27 de puncte. Parcurs perfect în play-off până acum pentru ASEA Târgu Mureș. Echipa a obținut miercuri seara cea de-a patra victorie consecutivă în play-off-ul seriei a doua din Liga Secundă și a făcut un pas imens pentru promovare. Jucătorii pregătiți de Adrian Falub au câștigat cu 1-0 la Bistrița, unicul gol al meciului fiind înscris de Usman Ndoi în minutul 80 din penalti, în urma unui fault obținut de Amauri. Partida de pe stadionul Jean Pădureanu a fost dominată categoric de formația târgu mureșană. Pe lângă golul lui Ndoi, roșialbaștri au mai arătat câteva oportunități bune de a înscrie. Cu 4 victorii din 4 partide în play-off, ASEA Târgu Mureș se află pe primul loc în clasament cu 27 de puncte, cu 4 mai mult decât Craiova și 7 față de locul 3 ocupat de Bistrița. În următoarea etapă, ASEA Târgu Mureș va întâlni pe FC Old Slatina, sâmbătă 10 mai de la ora 19, pe stadionul Transil.